Câtă stridență! Am văzut reptile reci noaptea trecută, Ana Maria, și cred că vor veni din nou când tata o să stingă lumina. Și recunosc, sunt mic de sculț și mi-e frică, Ana Maria, mică nebună. Uită un șoricel și uită un șarpe boa și șoricelul nu știe ce să facă. De câți șerpi boa ar fi nevoie, Ana Maria, mică nebună, ca să înghită Kremlinul cărămidă cu cărămidă? Aș putea crește câțiva în curtea din spate și restul să-i adunăm împreună la vară. Unul singur, foarte mare, spui tu. Și să nu uiți că nefericirile vin, fiindcă nu am știut să rămânem acasă. Aș vrea să-ți scriu, Ana Maria, abundent și mut, ca un ninsoare din Europa de Est. Pentru că o portocală e ceva minunat, mică nebună. Și când noi o împărțeam, un copil a spus în Ruanda, te rog, nu-i lăsa să mă ucidă. Da, acum 18 ani ne-am întâlnit, pentru că apartamentele noastre ostile erau unul lângă altul. Și poate că așa trebuia să se întâmple. Și tații au râs atunci de bolboroselile noastre. Și 9 ani am crescut împreună puțin câte puțin într-un bloc cu geamuri înguste și o grădină largă, unde se cuibăriseră aproape 7 câini vagabonzi, pe care au gonit sau i-au omorât în 99 când puricii deveniseră insuportabili. Și unde am făcut 180 de oameni de zăpadă într-o singură iarnă, în ultima iarnă, înainte ca tatăl tău să obosească. Asta nu mai poate dura, a zis. Apoi am încărcat totul într-un camion și gata. Și după multă vreme, când deja mă mutasem pe Mitropolit Iosif, ți-am primit scrisoarea. Aia a fost prima scrisoare. Apoi ne-am scris o vară întreagă. Așa am aflat că stai undeva lângă Kursk, la bunica ta. În altă scrisoare mi-ai spus că nu te obișnuiești și că ți se pare absurdă. Și mi-ai desenat ce vezi de la fereastră când te trezești dimineața. O autostradă pe care trec multe tiruri și praful hașurat în creion și de desubt ai scris industrializarea nu este nici de cum elegantă. Și nici nu contează cine a încetat mai întâi. Sau poate că tăcerea a venit de la sine, ca toamna într-un orășel rusesc de frontieră. Apoi, când uitasem suficient unul de altul, ne-am întâlnit anul trecut în Chișinău, pe vechiul drum și calea amintirii, într-o seară în care ningea foarte tare, într-un oraș dezgolit în care ne-am trezit fără argumente. Și seara aceea întâmplătoare în cafenea și mirosul de brad și cocktailurile noastre care au însuflețit totul, pentru că aia a fost totul. Câtă stridență!